Așadar, dragilor, am terminat pe acela, căruia am pus cei 5 făgurei, 2 în față și 3 în spate, și vă spuneam că i-am dat drumul la rampa de zbor. Da? Am dat drumul la rampa de zbor, pe aici Albina Călătoare se va organiza, îi vine în completare dacă asta îi pleacă, că a fost și Călătoare care știa să ducă pe partea cealaltă. Ei bine, în momentul în care vom își face propria Albina Călătoare, totul merge perfect și atunci lucrurile merg natural. Ce vreau să vă spun, v-am arătat la un moment dat o familie de aceasta cu care e pregătită pentru a fi vândută pe 14 rame și n-am deschis-o să vedeți cum arată cu puiet. Spuneam că e posibil să fie cam 7-8 de atât a început să... prima ramă de la margine, dar e cu mâncare. Da, păi a început să bage, se vede foarte bine. Deci a început să o puneți un pic deoparte, măicuță. Nu am cutia la mine. Da, stați-o, o pun eu, nu-i ramă, nu-i matca aici. Nu, puneți-o, lăsați-o aici. Așa, 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 așa. Foarte bine, corect. De acum, dați un pic de fum, să dau eu cu fumul. Așa. Eu dau. Și sunt gata. Să arătăm câteva rame ca să vadă prietenii noștri că nu-i poveste. Asta a fost, da, ecluzionat. Da, și plină. Se vede cum mai are vă câteva... Da, se vede foarte, foarte clar. Da, o punem la loc, să iei numai cu larve. Ouă, larve, da? S-ar se putea vede. Să fie și matra cât de repede pe aici undeva. Da, este în ecluzionare. E cu larve. Are, pui ouă de sus. Ouă, larve. Până jos. Da, da. Deci a doua ramă cu puiet este. Da, se văd ouăle, ouăle se sigur, văd. Sigur. Categoric. Da, se văd intervalele, dragilor, cum Albina este îndesată de... Asta e o ramă pusă, da. La crescut. Da, e crescut frumos, crescut perfect. Foarte frumos, numai da, că da, și-a dat două. Da. Și sunt ouă acolo, să știți. Dacă vă uitați cu atenție, sunt și ouă. Eu la umbră nu le mai văd la vremea asta, dar sunt și ouă, sigur. Se văd. Chiar se văd ouă. Păi da, neapărat. Matca n-a lăsat odată ce spațiul a fost crescut. Așa, deci 3. De acum sunt numai cu puiet. Convins că sunt numai cu puiet. Da, da, dragi, uitați. Este în ecluzionare. O lăsăm și pe asta micuță, am văzut-o, în ecluzionare sunt, da? Iată, aici este zona care a fost bătută un pic mai târziu și restul este perfect. Așa. Să... Deci acum am ajuns în cuib. De acum, ramă de ramă cu puiet, da? Ramă de ramă cu puiet. Aș vrea să tragem vreo câteva, mai multe rame, nu le mai luăm. Da. Deci unde sunt găuri, deja are larvă de sigur că da, este... Da. E pus înapoi. Pus înapoi, categoric, da. E perfect. Și aș vrea să ne ducem... Toate ramele sunt de acum. Deci toate ramele sunt... Am intrat în cuib. Pe aici se trageți odată. Trageți mai multe odată. Așa. Așa. Și asta e plină cu larvă. Da. Se vede. Se vede, uitați-o, dragă. Ca să nu fie... A început să căpăcească.
O punem la loc și o luăm pe ultima, ca să le spunem prietenii noștri că din 14 rame e posibil ca 12 să fie cupuiate. Da, ia uitați, am uitat pe ultima ramă, care e plină cu cupuieți și așa asta. Da, puneți-le puță. E, nu cape discuții, e fără comentarii, sunt 12 rame cu puiet. Da, 12 rame cu puiet, el e de 14 rame, da? Da, 14 rame. Dragilor, 12 rame cu puiet, vă dați seama ce e, bombă. Bombă, bombă, bombă. Cum să vă spun, nu puteți sta pe gânduri. Dacă aveți biostupul de la Viorel, ați venit, ați pus în el și totul este perfect. Deci veniți și maicile cu astfel de familie vă întâmpină. Și așa ceva vă propun. Deci această familie este fantastic de puternică, gata în spațiu, într-un biostup pregătit pentru cules și pentru mulțire. Da? Și pentru cules și pentru mulțire. Ori asta este lucru pe care trebuie să-l rețineți. Bine, vă mulțumesc, am vrut să vă arăt acest biostup, acest stup obligatoriu. Da, 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 ca să înțelegeți bine. Da, e stupul acela din... De când aveați sfințele voastre, primii substituții, înainte de biostup, pe 14 și cu caturi 3 sferturi, ne-am întins, da? Da, da.